Persoanele fizice care renunță la autoturismele mai vechi de 8 ani pot solicita în baza programului guvernamental prima de casare și eventual un ecobonus pentru a cumpăra autovehicule noi. În acest fel, guvernul încurajează cetățenii să folosească mașini mai prietenoase cu mediul și în același timp ajută la îmbunătățirea calității mediului. Sesiunea de înscriere a persoanelor fizice a început în data de 14 iunie, însă Administrația Fondului pentru Mediu a informat pe 8 iulie că după nici măcar o lună, cele 13.000 de tichete electronice erau deja epuizate. În acest context, autoritățile au făcut luni o suplimentare de 4.000 de tichete, astfel că cetățenii pot cere din nou prima de casare. Persoanele fizice care dețin mașini mai vechi de 8 ani și care vor să se înscrie în acest an în programul RABLA, trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții: să aibă domiciliu sau reședință în România, să nu aibă obligații de plată la bugetul local, să se înscrie la un producător validat pentru a cumpăra o mașină nouă, să obțină nota de înscriere, să predea mașina uzată unui colector autorizat și să obțină certificatul de distrugere, să radieze din evidența circulației mașina uzată și să obțină certificatul de radiere, să prezinte producătorului valid dovada distrugerii și a radierii din evidența circulației a mașinii uzate, să achiziționeze mașina nouă de la producătorul valid care a eliberat nota de înscriere. Concret, dacă aceste condiții sunt îndeplinite și dacă persoanele fizice și-au plătit către bugetul local toate taxele, impozitele și amenziile, acestea se pot prezenta pentru înscrierea în programul RABLA la orice producător validat de Agenția Fondului pentru Mediu.